Incident petrecut în afara Stadionului Național din Beijing, chiar în timpul ceremoniei de deschidere. În timpul unei relatări în direct, un jurnalist olandez a trezit că este împins de către serviciile de securitate chineze, astfel încât să-și oprească transmisiunea. Anterior, același reporter mai fusese împiedicat să relateze și dintr-un alt loc din jurul stadionului. Acesta a fost momentul în care transmisiunea în direct a reporterului olandez a fost oprită de mai mulți membri ai serviciilor de securitate chineze. El relata din afara Stadionului Național din Beijing, unde tocmai se desfășura ceremonia de deschidere a Olimpiadei. Nu se știe de ce reporterul olandez a fost blocat de agenții chinezi, însă anterior incidentului mai fusese împiedicat odată să-și facă transmisiunea. În cele din urmă, el a reușit să găsească un loc din care să-și încheie relatarea. Incidentul a avut loc în condiții în care regimul comunist de la Beijing se confruntă cu numeroase critici legate de cenzură și de reprimarea dreptului la liberă exprimare. Cu ocazia Olimpiadei, autoritățile au recurs chiar la amenințări de natură legală la adresa sportivilor, astfel încât să împiedice apariția oricăror informații care ar putea fi incomode pentru regim. În plus există temeri de supraveghere a conversațiilor telefonice, astfel că mai multe țări le-au recomandat sportivilor să-și ia telefoane de unică folosință cu cartelă. În plus sportivii au fost avertizați că regimul comunist ar putea chiar încerca să le fure datele legate de sănătate.